ziua de duminică a fost marcată de un protest organizat de câteva partide extraparlamentare. Ziua de luni a avut loc un ping-pong în declarații între președintele Parlamentului Candu și liderul PAS Maia Sandu. Marți am fost anunțați că Anatol Șalaru și Ana Guțu își unesc forțele. Formațiunea acestora vor fuziona. Aceste, dar și alte aspecte vom încerca să le abordăm în cadrul emisiunii de astăzi, Reflector Analitic. Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Țin să remarc că la prezenta emisie a fost invitați mai mulți reprezentanți, printre care și cei ai PAS-ului și ai partidului, da, însă cu părere de rău nu au dat curs invitației noastre. Invitații ediției de astăzi sunt Mihai Conțiu, jurnalist, bună seara și bine ați venit. Vitalie Catan, analist politic, bună seara și bine ați venit. Bună și seara. Silvia Grigore, consilier PSRM în CMC, bună seara și bine ați venit, doamna Grigore. Domnule Conțiu, haideți să le luăm de la un rând. Ziceam că ziua de duminică a fost marcată de acest protest. Cum a fost văzut în ochii lui Mihai Conțiu și care a fost până la urmă semnificația acestei manifestări? Păi, la urmă urmei am avut de-a face cu un protest firesc. Aici nu vorbim despre cum exagerează o parte și alta, ci organizatorii umflând numărul protestatarilor și oponenților care diminuează numărul. În primul rând am avut de-a face cu un protest legitim, din punctul meu de vedere, care exprimă dorința mai multor oameni decât cei care au fost în stradă. Deci nu văd nimic, absolut nimic nefiresc în el și mi s-a părut firesc să apară acest, să existe acest protest, pentru că n-aș putea ce să adaug în plus. Cu esența protestului sunt de acord, cu esența protestului, cu cerințele celor din stradă, pentru că știu ce celor din stradă. Că pot fi acuzați de anumite interese absconse liderii. Asta e cu totul altceva. Domnule Conțiu, ați înțeles mesajul protestatarilor? Care a fost? Mi s-a părut uneori că a fost ambigu. Ambigu, mai puțin are importanță. Important este că protestatarii, esența protestului a fost împotriva uninominalului. Lucru cu care eu personal, din alte rațiuni decât liderii care au organizat acest protest, sunt de acord. Adică sunt de acord în esența lui și în legitimitatea acestui tip de protest. Dar mai mult ce pot să adaug? Pentru că aici vedeți că avem de-a face cu un ping-pong foarte, foarte, foarte cinic chiar. Și de partea susținătorilor uninominalului, dar și de partea poate a celor care sunt împotriva uninominalului. Adică vorbesc de protestatari. Dar de partea protestatarilor, atât cât sunt ei sau cât au fost reprezentați duminică acolo la protest, să nu uităm că se situează anumite norme europene, recomandări europene, peste care nu putem trece. Reamintesc ce am mai spus și în alte împrejurări legat de sfidarea acestor recomandări ale europenilor, cum a făcut-o Mihai Ghimpu la referendumul din 2010. Nu poți tu ca un guvern, în postul guvernare, să spui că eu ignor recomandările Uniunii Europene în contextul în care te declar guvern pro-european. Nu poți, este imposibil. Asta, fără să fie anunțat, se știe că astea sunt norme absolut obligatorii. Dar ce trebuie să le înțelegem? Dacă ești pro-european, înseamnă ce spun pro-europenii. Pe de altă parte, știm foarte bine de ce... Pe de altă parte e o manipulare. Păi, nu manipularea a protestelor? Da. Să zicem, dar nu este și manipularea guvernanților care, de pildă, vor să-i strângă în chinci pe socialiști în numele unei anumite orientări pro-europene a guvernanților, care deja dau semne că nu au de gând să se supună recomandărilor europene, dar vor să-i blocheze pe socialiști, știind că aceștia ar putea, în actualul context, deci pe liste de partid, ar câștiga alegerile. Dar nu numai ei, că mai sunt și alte forțe care vor cu orice preț, dar este foarte riscant. Domnule Catana, haideți să pornim la un aspect simplu. Cei prezenți în stradă, este întreaga armată a partidilor care au organizat? Dincolo de cifră. În primul rând aș porni cu o replică. Nu există recomandări europene în materia despre care discutăm. Până acum Europa n-a dat nicio recomandare. Există niște recomandări sui generis care vin de la Comisia, de la Veneția, care a stabilit niște criterii și votul din Parlament, în primul rând, proiectul uninominal propriu-zis,
nu contravine acestor recomandări. 2. Proiectul votat în Parlament nu contravine acestor recomandări. Deci ele se încadrează perfect în acele recomandări, repet, care ele sunt elaborate ca standarde ale Comisiei de la Veneția, valabile pentru toate democrațiile europene, la care se raportează Comisia de la Veneția atunci când dă apreciere într-un caz sau altul. Deci, ele există ca atare, nu există recomandări pentru Republica Moldova. S-au întâlnit acolo niște fundații care o girează pe Maia Sandu, nu știu din ce considerații, pentru că și acolo este o discuție. Asta, iertați-mă, nu este serios, pentru că nu reprezintă, din punctul meu de vedere, opțiunea europeană. E vorba o parte, și nici măcar toți, deci o fracțiune a Partidului Popular European, eu sper că lucrurile se vor lămuri, pentru că e vorba de o manipulare crasă acolo, ca să nu mai pun că există partea cealaltă, social-democrații, care au o părere cu totul diferită de a popularii europeni. Social-democrații europeni fac o poziție în momentul ăsta cu popularii europeni. Deci nu putem vorbi despre o atitudine quasi-europeană în ceea ce privește problema discutată. Ca să dau o monstră de mod de și de raționament care vine din partea experților racolați de Maia Sandu, vă exemplific. Am asistat la acea conferință și nici măcar n-am intervenit, am zis că nu e cazul. Deci după ce se face o analiză chipurile și se dă o calificare că ar fi chipurile un model similar celor din Cuba și Coreea de Nord, după aia să mai spun câteva elucubrații și recunoaște expertul respectiv că acest proiect de lege va fi avizat pozitiv de către Comisia Europeană pentru că este democratic, deci recunoaște. Cu toate că nu explică cum se leagă cele două afirmații. Pe de o parte spui că e vorba de un proiect, un model similar Coreei de Nord și Cubei și pe altă parte spui că e democratic și va fi susținut de Comisia de la Veneția prin aviz pozitiv. Dar, atenție, concluzia care o emit în baza acestor două enunțuri. Deci, eu citesc din cuvintele acelor așa numiți experți. Dar ciorba se mănâncă cu lingura și nu cu furculița. Deci iată concluzia pe care au făcut-o acei experți. Vă puteți imagina ce nivel de expertiză oferă acești oameni dacă ei vorbesc ca la nivel de concluzii cu privire la acest model în categorii de ciorbă care se mănâncă fie cu lingura, fie pentru unii neadecvați cu furculița. Deci asta e toată expertiza lor. Prin urmare, nu văd, și de asta și motivul, ați semnat și noastră, caracterul confuz al prezenței lor în piață. Sigur că e democratic. Protestul nimeni nu pune la îndoială. Da, nimeni nu pune la îndoială. Problema este raportarea la aceste revendicări și la societatea în întregime, pentru că, până la urmă, democrația înseamnă voința majorității și respectarea drepturilor minorității. Și aici trebuie să nuanțăm acest model. Dacă este susținut de peste 70%, iată, toate sondajele, inclusiv cele pe care le-au efectuat adversarii acestui model uninominal, arată că majoritatea populației este pentru acest model uninominal. Atât timp cât el este calificat ca fiind democratic, el se întâlnește și e un model practic copiat după modelul american, Marea Britanie, Franța, bine spun că noi nu suntem Marea Britanie sau State. E adevărat, nu suntem, dar ca etalon putem invoca aceste modele. Aspect. Dar el se regăsește, atenție, nu doar în aceste țări. Acest model, și lumea uită, dar trebuie să amintesc de fiecare dată, acest model se regăsește de regulă în sistemele bicamerale. Lumea trebuie să știe că în parlamentele bicamerale din Europa, de regulă o cameră a Parlamentului este aleasă pe sistemul, ceea ce numim noi proporțional, și a doua cameră de regulă este aleasă pe criteriul teritorial
uninominal. Da. Și aici, practic, se încadrează toată Europa. Luăm de sus Spania, coborâm mai jos până în Italia și regăsim Germania și acest model funcționează, pentru că sunt parlamente bicamerale. Da. În Germania, chiar, repet, mandatul este imperativ, cum unii îl invocă și nu le place. Prin urmare, haideți să vedem și punctul de vedere al doamnei Grigore, ca să nu monopolizăm această discuție. Doamna Grigore, acest compromis la care s-a ajuns până la urmă, după lungi discuții axate pe sistemul electoral, vine oarecum să deranjeze aceste partide extraparlamentare care s-au dovedit că au venit cu această inițiativă de a desfășura un protest și în viziunea lor urmează ca la 28 mai să aibă loc următorul în condițiile în care partidele parlamentare nu țin cont de doleanțele dânșilor. Vă rog. Nu știu care partide au fost acolo extraparlamentare. De fapt, mai mult am văzut șefi. N-am fost. Din păcate, da. Eu nu pot să vorbesc despre lucruri unde n-am fost. Am privit ceva pe internet și am văzut oameni care, de fapt, sunt niște conducători de ONG-uri. ONG-urile acestea sunt finanțate toate de peste hotare. Și au, probabil, niște planuri de lucruri bine puse la punct, care și, eu zic, coordonatori de peste hotare, care, eu zic, într-un fel, se ocupă mai mult de propagandă și de manipularea maselor. Asta este. Dar procesul, într-adevăr, este unul democratic și tot orice om la noi, cetățean liber din Moldova, are dreptul să se expună într-un fel sau altul. Până la urmă, situația de la noi acum în țară este foarte complicată, lumea s-a polarizat foarte mult, lumea la țară mai mult vrea ca să-și vadă primarul în ochi, să-l cunoască personal, să nu fie... Deputatul. Da, mă iertați, deputatul, despre deputați vorbim. Uneori și primarul poate fi, da. Primarul. Asta, e greu să mă expun și n-aș vrea să fac o greșeală politică în situația aceasta. Mie mi se pare proiectul propus de președintele țării este unul mai acceptabil pentru toată lumea, care ar împăca și oaia și lupul într-un fel. Altceva că cineva nu este de acord cu acest proiect. Eu, dacă îmi permite, doamna Grigore, o precizare. Nu doar că dacă sunt, știți, ONG-uri finanțate și respectă niște criterii, niște standarde, e ok. Dar când știi că sunt, de fapt, consilierii lui Filat, sunt oamenii care, unii dintre ei, scris presa despre acest lucru, sunt implicați în gestionarea băncii de economii și acum vin de pe poziții de pe poziții echipurile ale societății civile, mi se pare nu că cinic, mi se pare lipsit de bun simț. Acești oameni sunt de fapt motivați nu de problema sistemului sau de durerea oamenilor. Sunt motivați de dorința de a se revanșa și, Doamne ferește, probabil pentru ei se tem pentru... Să nu piardă finanțările, în primul rând. Nu finanțările, dar poate pentru unii, spuneam, poate unii deja își verifică, știți, ușile, încheieturile pe la uși, dacă sunt întregi, dacă bate eventual ceneaul pe la ușă, poate mai știți... Aici vreau să ajung, doamna Grigore. Mulți de acolo se regăsesc în această situație. Haideți să vedem. Sunt întâmplătoare aceste evenimente care se desfășoară în ultimul timp în țara noastră. Fac aici o paralelă la faptul că Partidul Socialiștilor deja de câteva zile colectează semnături pentru demiterea primarului general Dorin Chirtoacă. Din datele pe care le-am obținut, noi sunt aproximativ 15.000 până la urmă. Mai mult. Da. Ne puteți spune? Haideți să rămânem albi a problemei și să vedem dacă există o legătură între toate acestea. Partidul Socialiștilor a venit iarăși cu inițiativa de a iniția un referendum pentru demiterea primarul general și nu zadar singur, toată lumea vede probabil ce se întâmplă la noi în oraș și unde s-a ajuns cu situația din oraș. Din păcate, multă lume care ieri zicea că totul este, da, într-adevăr, ce să face un oraș este foarte complicat și foarte grav, astăzi zici, dar de ce socialiștii? Păi asta doreați, asta își doreau toți cetățenii din Chișinău. Da.
Și astăzi vin cu pretenții de ce voi, de ce nu societatea civilă. Societatea civilă a încercat odată, nu le-a reușit. Noi acum am reușit să formăm acest grup de inițiativă, sunt sub 500 de membri care au dreptul să colecteze aceste scălituri. Eu vreau să vă arăt că cei care, și vreau să vă spun că trebuie să prezinte așa o legitimație, cel care strânge scăliturile, să fiecare om trebuie să fie personal, să se iscălească în această listă, să vină cu pașaportul sau cu buletinul obligatoriu și ai dreptul să te iscălești doar o dată. Pe cei care sunt contra acestui, eu am stat chiar ieri lângă acest cort unde noi strângem iscăliturile și s-au apropiat foarte mulți provocatori, e nu foarte mulți, sunt câțiva, știință, care vin în fiecare zi, vreau să vă spun. Și cu foarte urâte termeni urâți, să zic așa, nu știu cum să mă exprim, ca să fiu corectă, ne-au bruscat, ne-au provocat. Eu am încercat să le spun că aceasta este o procedură foarte democratică pentru care ei au pledat. Da. Au pledat pentru valorile și principiile europene. Păi haideți să fim europeni în cazul dat și dacă cineva inițiază un procedeu, haideți să fim corecți cu toată lumea și să primim aceasta, să acceptăm. Nimeni nu te impune să te iscălești sub acest proiect. Altceva, probabil faptul că noi am spus că în câteva zile s-au adunat multe iscălituri, chiar probabil n-am sunt peste 20.000, astăzi o să fie seara, da. O să cunoaștem care situația. Vine lumea și se iscălește, unii sunt în sfârșit și cu atâta plăcere se iscălește, alții vin și ne înjură. Iarăși această polarizare a țării ca și a cetățenilor, de fapt, ca și toți se ocupă cu geopolitica. Cât n-ar fi de straniu și în situația noastră foarte, să zic așa, îngustă în problemele Chișinăului, care sunt de fapt niște probleme legate de viața noastră, de socialul nostru și nici de cum de politică. Noi și aici iarăși facem politică. Din păcate. Există legătură logică între evenimentele astea despre care discutăm noi? Mi-este greu să cred că ar fi atât de inconștienți, da? Cei din PAS sau de la DA să perturbe acest proces de strângere de semnături într-o demiterea lui Chirtoacă, pentru că o recunosc și vă spun din comunicări care mi-au fost făcute de către oameni competenți. Mafia asta din primărie este implicată în acte de corupție grave, în care este vorba și de fonduri europene. Ar fi imposibil ca ăștia să-și dorească de sunt apărătorii valorilor, așa zis, pro-europene sau pro-europene autentice, mă rog, și să perturbe procesul de strângere a semnăturilor. În ceea ce mă privește, pe mine, absolut neutru, ca să-l parafrazez pe Winston Churchill, dacă ar fi vorba să fie un război între Dorin Chirtoacă și Ghimpu de o parte și Satana pe de altă parte, i-aș ridica statuie Satanei. Pentru că trebuie să fii inconștient ca să nu vezi ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani în primărie de când există acest om față de care s-au distanțat chiar și susținătorii lui, pentru că el a avut numeroși susținători inclusiv în România și toți s-au distanțat de a adus Chișinău unde l-a adus. Păi cât de inconștient este să spui nu, că omul ăsta mai poate face ceva pentru Chișinău. Este absurd. Și nu cred, refuz să cred că Maia Sandu și Andrei Năstase ar dori să perturbe acest proces când ei la rândul le-au cerut anterior. Aici nu mai este vorba de apartenență de partid. Nu, că acum îl apără. Aici e într-o oarecare măsură, da. Atunci înseamnă că sunt niște inconștienți. Cum să aperi incompetența, dar nu numai incompetența, hoția masivă. Pentru că dacă se ajunge la demiterea lui Chirtoacă, cum este și este normal să se ajungă la demiterea lui Chirtoacă, nu vom asista în mod automat, vom asista la demantelarea unor alte mari fraude care s-au produs în bugetul municipal, începând chiar de când a fost Ghimpu președinte al Consiliului Municipal, s-a autoimpus atunci. E suficient. Domnule, să fie... În contextul în care ne vorbiți dumneavoastră, ar trebui să facem referire la faptul că a reapărut un actor politic, dacă îl puteam spune așa, în toiul acestor proteste, este vorba de Renato Usatăi, care zicea că Ministerul de Interne, de fapt, este cel care a încercat să pună bețe în roate. Face să-l credem pe Renato Usatăi? E un personaj greu? Mă duiesc, dar Renato Usatăi
se pare că are, este posesorul unui complex de informații și așa mai departe, dar este, el este valabil numai când este aici și poate influența cu ceva când este aici, datorită firii lui explozive, datorită, dar el ca personaj politic și ca personaj în tine, ca personalitate în sine, nu este credibil. Domnule Catana, haideți să vedem. Face să-l credem pe Renato Usată, este un jucător activ pe arena politică, în ce măsură evenimentul de duminică vine să se completeze sau vine să denatureze bunul mers legat de acest referendum al lui Chirtoacă? În ce își vește credibilitatea lui Usată, cred că faptele vorbesc. E suficient să facem trimitere la un pic, să dăm un pic în urmă cronologia, să vedem că dânsul a făcut multe declarații care după asta nu prea s-au adeverit, nu prea s-au împlinit și atunci sigur că afirmațiile unui asemenea personaj nu prea pot fi credibile. Altceva este că domnul Usată este implicat prin diferite scheme, este adevărat. Eu pot să spun mai mult, dacă vreți mă credeți pe cuvânt, bine, dacă nu, dar sunt informații care nu se divulgă, știți, e vorba de informații surse, pe surse. Da. Eu știu că la Moscova s-au anunțat niște chete, targetul, deci ținta, se referea la o sumă de 20 de milioane de dolari pe filiera Usată, pentru opoziția din Moldova. Informația asta eu o știam cu vreo lună și ceva în urmă și ca să mi se confirme în lumina ultimelor evenimente. Deci, dacă cine vrea să observe comportamentul presei din zona lor, a fost o perioadă așa de incertitudine, de confuzie, după asta lucrurile s-au lămurit și vedem că cei care astăzi apar în piață apar nu întâmplător. Și unii încep să caute tot felul de explicații la situații absolut pentru unii de neacceptat, cum ar fi faptul că, de exemplu, Maia Sandu cochetează cu Petrenco, de exemplu. Da, anticipați o întrebare. Și eu cred că lucrurile se găsesc în zona asta. Deci zona asta a opoziției se regrupează. Ei au încercat odată, acum mai fac noi încercări. Eu presupun că s-a făcut o injecție financiară consistentă, repet, în contextul în care eu am amintit. Și sigur că acum, și asta explică din punctul meu de vedere cam tot ce se întâmplă acum și se explică unele lucruri pentru care unii sunt, pentru unii care sunt inexplicabile, aparent. Repet, chiar e chestie de bun simț. Eu stau și mă întreb cam Maia Sandu, când ai susținere europenilor, când ai și susținere financiară pe diferite căi, că să știu mecanismele astea. Ai la dispoziție toate mijloacele pentru a-ți promova mesajul și când o văd că acceptă asemenea jocuri, eu stau și mă întreb dacă un om cu discernământ, nu doar politic, un discernământ elementar, s-ar implica așa ceva, dar dacă se implică, trebuie să te întreb de ce o face. Dar a avut totuși loc această întrunire dintre Maia Sandu și Petrenco și... Păi, în primul rând, când s-au făcut... E acel semn de întrebare. De ce? Păi, de regulă când se fac dezvăluire, deci sursa cam e de acolo unde dezvăluirile de regulă s-au confirmat. Doi, ce s-a întâmplat ulterior confirmă de fapt. Aceste personaje s-au văzut că au acționat coordonat, au ieșit în conferințe de presă concomitent după asta au apărut, sigur că nu le-a ieșit paciența, nu le-au ieșit planurile așa cum am vrut, e alte discuții, dar s-a văzut clar că oamenii au acționat în mod coordonat și lucrul ăsta nu se putea întâmpla decât după ce au făcut planurile împreună. Așa că eu cred că ping-pongul ăsta eu cred că va avea încă continuare și am văzut reacția Maia Sandu, dânsa a ezitat, n-a dat un răspuns foarte clar. Sigur că după asta a venit și a spus că nu, a negat, bine, asta e un joc la Cacealmat, de regulă
chiar dacă și a se zis că va merge în instanță de judecată, va chema pe domnul Candu. Nu, asta e deja ține de cineva a sfătuit-o, probabil că de fapt are niște consilieri foarte prost pregătiți, că are o ținută publică. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Dar uneori poate mai nimeresc și i-au spus să nege, că negația întotdeauna este primul lucru pe care trebuie să-l faci. Că se confirmă după asta, nu se confirme, altă discuție. Negația are valoarea că te ferește de orice risc în orice moment. Ai negat, după aia poți să spui orice. Poți să dai imagini, se poate confirma. Important că tu dai mesajul pentru proprii susținători și susținători, sunt mulți din categoria fidelilor, care chiar dacă le confirmi cu imagini, cu dovezi, ei vor ține pe lor doar pentru că liderul lor are poziția pe care are. Asta este explicația comportamentului. Doamna Grigore, eu vroiam să vă întreb, probabil în toamna acestui an, noiembrie, poate se va desfășura acest referendum despre care discutăm noi, dar pe telespectatori îi mai preocupă și o altă problemă. Au început aceste rețineri din cadrul primăriei. Vrem să aflăm până la urmă procuratura, celelalte instituții abilitate vor merge până la capăt ca să ne spună și nouă unde au fost deturnate o serie de fonduri, de ce au avut loc o serie de încălcări, de ce poate cea mai banală întrebare care poate exista în luna mai este adoptat bugetul capitalei? Iată, vedeți un șir. Asta e întrebarea, de fapt, la procuratură, nu la... Da. Noi lucrăm asupra acestui lucru și noi scriem în fiecare zi o mulțime de demersuri spre procuratură, spre CNA, ca să ia măsuri cu diferite situații care se întâmplă de corupție din primărie. Da. Decizii, proiecte de decizii, decizii de acum votate, care sunt totalmente contravin legii. Nu degeaba, de fapt ce s-a întâmplat, că peste 600 de hectare de pământ au fost de fapt înstrăinate ilegal în Chișinău, s-au demolat o mulțime de case istorice, s-au făcut peste 2000 de construcții care toate, absolut, majoritatea din ele au fost construite cu încălcări grave ale procedurii de planificare și de construcție. Adică totul ce se face este lipsit de bunul simț. Aici nu e vorba de bunul simț, cu toate că și bunul simț, dar e lipsit de profesionalism. Elementar. Un manager bun, un administrator bun, un profesionist bun, un meseriaș bun, care trebuie să fie la locul lui. Asta ne trebuie în Chișinău. Un om care să fie să-l doară inima în primul rând, să iubească acest oraș. Mie mi se face impresia că primarul de astăzi nu suferă acest oraș și nu suferă cetățenii din acest oraș. Am fost nu odată, chiar am văzut cu ochii mei cum vorbește el cu cetățenii din oraș, în ce cu câtă aroganță îi tratează, că am văzut cu ochii mei cum cetățenii spuneau: dar cum vorbiți cu noi? De ce vă permiteți asta? Și ei se mirau, fiindcă ei l-au votat, ei l-au dorit, au vrut un băiat tânăr, energic, care le s-a părut lor că vă face schimbări radicale în Chișinău. Noi vedem schimbările radicale spre mizerie, spre murdărie, spre dezastru ecologic, spre furturi din 300 de hectare de spații verzi, am rămas cu 83. Întreprinderi insolvență și ineficiente. Avem peste 63 de... Doamna Grigore, undeva s-a surpat acest sistem. Din ce considerent? Lipsă de profesionalism, incompetență? În primul rând, lipsă de profesionalism. Lipsa echipei, nu știu care ar fi. Echipa domnului primar, cred că sunt rudele cu mătrii, colegii de clasă și așa mai departe. Oamenii care nu au nimic cu profesiile care trebuie în care ei trebuie să activeze. De fapt, au fost marginalizați și dați afară cei care au fost profesioniști, care știau cum se lucrează, funcționarii adevărați, care mai știau din echipele aceia veche, care tot au făcut și ei poate niște greșeli, dar cel puțin ei știau ce trebuie să facă. Au venit o mulțime de oameni noi care își fac doar interesele personale și au făcut o sistemă birocratică care se ocupă doar de interesele lor. Și de nu știu dacă, nu dă doamnă să ajungeți în primărie să vă trebuiască o iscălitură sau un certificat sau, doamne ferește, o autorizație. Nu, asta este, doamne ferește. Peste 1100 de funcționari care, de fapt,
majoritatea din ei, nu zic toți, că sunt poate și oameni onești peste tot. Sunt, nu este pădure fără uscături și nu este, sunt toți răi sau toți buni. Dar au fost puși în situația, fiindcă atunci când nu este niciun fel de monitorizare, niciun fel de control din partea administrației, fiecare face ce vrea. Păi de ce? L-am întrebat odată întâmplător. Am făcut cunoștință cu un om dintr-o direcție a municipalității și stăm la un pahar de vin și eu zic, păi de ce nu faceți? Nu vreau să spun nume aici. De ce nu faceți regulă așa cum e? Ți-l minte cum era pe vremuri, se făcea așa, 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 așa. El a spus, dar ce-mi trebuie? Dacă nimeni nu cere de mine asta, leafa merge, mi-e bine. Interesul. Eu zic, păi stai o clipă, dar nu vrei să vii cu o inițiativă, nu vrei să când vezi rezultatul muncii tale, banii care iei la sfârșitul lunii, sunt mult mai plăcuți și mai bine să cheltui. De fapt, eu așa sunt. Când primesc după muncă, sunt remunerată, eu am o plăcere din banii ce ieși. Sunt bani cinstiți, onești, adică sănătoși. Da. El a spus, nu, dar de ce? Dacă vin cu inițiativă, mi se da peste cap, peste mâini. Așa că mai bine să nu faci nimic, să-ți faci doar interesele proprii și să stai așa mai jos de iarbă ca să nu te vadă nimeni și nu te... Dacă așa este primarul, de ce ceilalți să lucrezi? Bună, da? Păi de ce dacă primarul, eu de când de aproape 2 de ani de când sunt consiliu, l-am văzut de 3-4 ori în primărie. Păi de ce să facă subalternii lui să facă treabă? Domnule Conțiu, haideți să revenim la acest personaj, Maia Sandu și versus Antifa. Ce interes ar exista? Din partea cui? Mi este greu să le văd. Da, nu, mi este greu să le admit, pentru că dacă personal, vorbesc personal și ca publicist care l-am cunoscut în toate reprezentările lui pe Grigore Petrenco în calitate de politician, firește că nu se încadrează în normele, hai să spun, normele morale și de politician onest, așa cum le văd eu. Ori dacă Maia Sandu, cu pretențiile ei pro-europene, mi-e greu să admit chestia asta și iarăși mi-e greu să înțeleg, să cred că structurile europene care o susțin pe Maia Sandu ar admite o alianță cu Grigore Petrencu, cu Antifa, în primul rând. Și dacă se dovedește? Mi-e greu să cred chestia asta, de ce? Pentru că mai cunosc și eu câte ceva. Asta ar putea să fie o inițiativă de ei personală, asta e altă poveste. În primul rând, mie repugnă... Păi, asta și este edificator, că nu mă interesează nu face chiar ce vrea ea. În primul rând, repugnă denumirea asta Antifa. Noi mai avem nevoie de organizații antifasciste din astea. De ce? Ca să te ascunzi de... E foarte bizar aici, dar nu știu în ce măsură, cel puțin din ce știu, eu nu cred că și-ar putea permite, că ar exista tentative, poate din partea lui Petrencu, ca să intre în cercul lor. Dar nu este primești meu. Dacă vrei. Poate să vrea Petrencu. Dar asta nu înseamnă, eu nu sunt de acord, nu pot să cred, dar dacă este așa, rămâne să se adeverească, pentru că iarăși nu pot să fiu de acord cu ideea că ar primi structurile astea care sunt apropiate, sunt agreate totuși de Partidul Popular European. Dar care ar fi scopul acestor întruniri? Se întreabă telespectatorul. Să fie finanțate de bani veniți de la Renato Usată. Mi-e greu să cred chestia asta. Cel puțin dacă eram pregătit... Banii nu, sunt niște mecanisme. Banii nu vin direct în buzunar sau în cont. Dar știu că nu vin, că vin pe ocolite dacă nici este măcar, să vină. Dar se fac niște condiții logistice care costă bani și vii pe aceste condiții și îți faci promovezi mesajul. Nu-și pot permite să greșească fundamental în contextul în care deja au primit anumite semnale de susținere din partea celei mai influente forțe din Parlamentul European. Este vorba de Partidul Popular European, inclusiv ALDE, care deja are antecedente la capitolul nu, susținere. Dar care nu contează că are antecedente, care totuși este o forță considerabilă, care față de care Partidul Socialiștilor Europeni nu poate să deturneze un anumit vot pe care îl exercită aceste forțe care domină Parlamentul European și domină Comisia Europeană și așa mai departe. Deci, mi este greu să cred că pot fi atât de Maia Sandu să fie atât de inconștientă, fiind susținută, având o susținere sobră, ca o susținere din partea unei forțe europene care nu vrea să mai repete eșecurile pe care le-a avut cu Filat, de pildă,
că am auzit vorbe și că... Și cu Roșca nu mai cu Filat. Și, nu cred eu că vor să mai repete aceste eșecuri pe care le-au avut cu Filat, care a avut totul în mână. Dar întâmplător sau nu, și PLDM a susținut acest protest. Nu, aici este o chestie, știți... PLDM-ul este o altă structură. PLDM-ul este un fel de structură care trebuie să se opună altcuiva. Unelte forțe, așa zis, pro-europene, care este subjugată de către... Știm noi cine conduce această țară. Cel care a dictat și Uniunea Nominală și așa mai departe. Și PLDM-ul există tocmai ca să anihileze o altă forță politică, așa zis, pro-europeană, care... Da, mai avem 10 minute, ne spune regia, vă rog. Maia Sandu nu răspunde doar la comandamentele europenilor. Aș fi încântat să se întâmple așa. Trebuie să ne amintim despre originea, modul în care dânsa a apărut pe scena politică și nu fac decât să repet, am mai afirmat, da. Dânsa este rodul clanului Lucinski și sigur că ea îndeplinește în primul rând, înainte de directivele venite de la partenerii europeni, îndeplinește directivele venite de la clanul Lucinski. Clanul Lucinski l-a pierdut pe Filat și Maia Sandu are rolul să-i țină locul. De-aia vedem astăzi în echipa Maia Sandu practic pe toți cei care au fost în staful lui Filat. Unul ca unul. Deci lucrul ăsta mi se pare limpede. Asta explică de domnule fapt... Domnule Catană, da. Eu vreau să vă întreb, de ce Maia Sandu nu a valorificat potențialul politic căpătat după alegerile prezidențiale? Și s-a retras? Nu, domnul Conțiu a spus o chestie. Nu admite că ar fi inconștientă. Da. Eu cred că doamna Sandu, mulți i s-a făcut o imagine, s-a lucrat bine la imagine, că ar fi mare manager. Nu, doamna Sandu este o persoană submediocră, are o calificare absolut mediocră. A făcut niște stagieri pe acolo, pe la unde o fi făcut ea. Și asta s-a dovedit în ministeriatul ei, în primul rând, de la Ministerul Educației. Și eu aici invoc doar o situație. Am vorbit despre asta foarte mult, inclusiv în campania electorală, pentru că m-a durut, pentru că m-am implicat. Chiar m-am interesat și cunosc situația două internate școli care au fost închise pe filiera doamnei Maia Sandu și inclusiv pe filiera PLDM, pentru că e vorba de Roiani, în care PLDM deținea puterea. Și dânsa a închis acele internate funcționale, deci nu erau, cum se vorbește, școli în care sunt 10 profesori la 5 elevi, nu, erau școli internat funcționale unde aveau acces copii din familii destrămate, copii cu dezabilități, cu diferite probleme sociale și de sănătate, unde erau școlarizați, hrăniți, întreținuți, educați și așa mai departe. Ele au fost desființate. Copiii ăia au rămas pe drumuri. Motivația a fost că lipsesc bani. Acum eu stau și mă întreb. Eu când aud că se face publicitate unor asemenea persoane, că iată vine cu școală de unde a venit Maia Sandu, că vine cu background de la Banca Mondială sau unde a mai fi lucrat ea. Eu imaginez că persoana asta, când vine în funcția la Ministerul Educației, este capabil să găsească soluția. Acolo 100.000 de euro pentru câteva internate, cred că poți să le găsești ca ministru a educației, având abilitățile, ca așa înțeleg eu sensul aflării unui om acolo. Pentru că dacă vii numai să închizi motivând că nu ai bani, iertați-mă, treaba asta poate să o facă și munteanul care are liceul pe lângă Avicola la Floreni. Nu-ți trebuie multă minte pentru așa ceva. Și atunci eu mă întreb, la ce bun ne trebuie acest produs Maia Sandu în general? Dincolo de, repet, de complicitățile ei politice, de background-ul ei despre care am vorbit mai sus, ea în sine este o non-valoare. Este dar acest tandem, domnule continuare, Catana. Scuzați-mă un pic. Să nu se creadă față de cele spuse mai devreme că eu cred că are vreo valoare politică. N-am crezut absolut niciodată că Maia Sandu are vreo valoare politică, are vreo calificare pentru așa ceva. Nu are calificare pentru așa ceva. Ea este o născocire de moment
și ea a reușit să vină, să ajungă, să câștige procentajul ăla pe care zice-se că l-a luat totuși la prezidențiale, pe valul ăla de proteste, de nebunie cu platforma, da, cu asta, și nu știm din ce motive, cine a decis că Maia Sandu trebuie să fie lider și l-a trimis în derizorul pe Andrei Năstase. Da. Dar Maia Sandu n-a fost, este o născocire care... Domnule Catană, cum trebuie descifrat trio Sandu, Năstase și Botaru? Viziuni politice aceleași? Sau... Cibotaru a fost pus să stingă lumina și să pună la cât, pentru că a lipsit femeia de serviciu, probabil, sau paznicul, și l-au pus pe el. Alianța lor este una, să-i spunem, naturală. Toți se regăsesc acolo, deci cei care vor să-și caute revanșa, toți sunt implicați în problema BEM-ului, în problema miliardului, dar mai mult de atât. Aceste trei structuri astăzi reprezintă speranța de revanșă nu doar a celor care iată, s-au compromis recent, ci și a celor din anii 90. Același clan Lucinski, el nu acum s-a configurat. Nu acum s-a coagulat, el acum s-a reorganizat, se mobilizează din nou, dar el, bazele lui stau în anii 90. Acolo se trage clanul Lucinski și dacă vedem cine au fost acei oameni din anii 90, Lucinski, Sturza, Țopie, cine mai sunt pe acolo, Platon același, apropo, toți astăzi vedem că se regăsesc iarăși în zona asta. Adică nimic nou nu descoperim, trebuie doar să spunem cetățenilor că adânșii să-și amintească și să înțeleagă cine sunt acești oameni și ce îi motivează de fapt să acționeze ca să revină la putere. Doamna Gregore, vreau să revenim la problemele capitale și vreau să revenim la modul în care funcționează de fapt Consiliul Municipal Chișinău. Știu că în repetate rânduri fracțiunea pe care o reprezentați a venit cu mai multe proiecte de lege care au fost respinse din anumite considerente. Astăzi, dacă nu mă înșeală memoria, o parte din colegii dumneavoastră sunt în teritoriu, mă refer la cazul de pe Milescu Spătaru. Haideți să discutăm despre aceste încălcări și despre frecvența solicitării consilierilor PSRM pentru a aplana cel puțin anumite conflicte care au apărut și dacă toate aceste cazuri, iarăși poate revin la ideea enunțată un pic mai devreme, ajung pe masa procuraturii, pentru că și cazul cu Kaufland-ul atunci când a fost înstrăinat și proprietarul de fapt era o persoană decedată și alte asemenea cazuri sunt relevante. Vă rog. Din păcate, foarte multe proiecte foarte bune cu care vine fracțiunea consilierilor socialiști nu trec din simplu motiv că vine de la Partidul Socialiștilor, iarăși aceeași geopolitică care se face în aceeași primărie. Chiar acum, când am votat bugetul, am venit foarte multe proiecte sociale de reparații, școli, grădiniți, de îmbunătățirea situației sociale de la noi din Chișinău. Cu părere de rău, a trecut foarte puține, dintre care mi se pare cel cu tonometrele și cu necesitățile speciale pentru persoanele. Da, niște bani am dat pentru oamenii cu necesități, cu dezabilități, surzi, orbi, care să le cumpere niște aparate care sunt necesare vital. Mulțumesc măcar pentru atâta că ne-au susținut ceilalți. Din păcate, chiar și cei care, bun, Partidul Liberal totdeauna a fost contra și sunt în opoziție cu, dar partidul nostru, partidul pro-european, să zic așa, chiar uneori mi-e straniu de ce nu votează aceste proiecte sociale. Știți ce ne spun când noi zicem? Asta este, voi veniți cu multe inițiative a oamenilor cu probleme, adică a oamenilor vulnerabili social, să zicem așa, că asta este alegătorul vostru. Nu, dragii noștri, noi venim de atâta că pe noi ne doare inima de oamenii care au probleme, care s-au construit acest oraș, care sunt la pensie acum și au o pensie.
Să vă spun că am văzut și pensie de 264 de lei, de 300, de 400, nu credeam, dar vin la primire femei, oameni în vârstă cu, și mi-arată că vin cu demersuri să le ajutăm material și pur și simplu este inexplicabil așa ceva. Este o pătură de oameni care la noi sunt foarte... foarte, trăiesc într-o situație foarte complicată. Și noi am uitat totalmente de acești oameni. Noi încercăm să-i ajutăm cum putem, ne dau peste mâini, dar noi, cel puțin, sunt două lucruri extraordinar de bune pe care le face partidul, fracțiunea noastră a Partidului Socialiștilor. Nu am votat niciun proiect de decizii cu iz. Știți de ce avem vedere, care nu miroase bine, să zic așa. Și totdeauna am apărat interesele oamenilor simple, oamenilor de rând, fiindcă de această pătură au uitat totalmente celelalte partide. Și, dar de fapt, ce m-ați întrebat? Că am uitat. V-am întrebat despre aceste inițiative care nu sunt susținute și v-am întrebat faptul că se falsifică anumite acte pentru a intra în posesia terenurilor care sunt cele mai scumpe aici. Cel mai dureros este că se botează la pachet celelalte fracțiuni. Noi, când este vorba de așa, când simțim că nu o să avem majoritatea și nu o să putem o ne opune, nici nu participăm la așa fel de voturi, la așa votare. Dar niște lucruri, să zic, urâte de tot, care pe urmă noi le scoatem la iveală, scrim la CNA, scrim la procuratură, se străinează hectare de pământ. Pe prima pagină la proiect decizie de pe el descris 4 sau 8, se prelungește arenda la 8 ari de pământ. Pe partea a doua e scris un hectar și ceva și schimbată familia și este și merge, este votat așa proiect. Regenie spune că timpul acordat pentru această emisie s-a epuizat, dar vreau totuși să facem exact o concretizare. Dorin Chertoacă a venit cu o reacție la faptul că socialiștii desfășoară colectarea acestor semnături și care a fost ea? Cel puțin s-a mai convințit, puțin Dorin Chertoacă nu vine cu insulte, că vine la fiecare CMC cu insulte, cu vorbe, cu demagogii de felul, show-uri de tot felul, care pur și simplu te demoraliza de la începutul Consiliului și nu mai puteai să lucrezi. Acum cel puțin s-a mai convințit, poate să mai răspundă la o întrebare, poate să mai dă o explicație, cu toate că tot ajunge la mâna Kremlinului și la perioada sovietică, care nu mai are nimic comun cu ceea ce se întâmplă și cu debandada și mizeria care a făcut-o dumnealui în Chișinău. Domnilor invitați, cu părere de rău, timpul acordat pentru această emisiune s-a scurs, vă mai aștept și cu alte ocazii. Estimații telespectatori, a fost Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună alături de noi.